De conectări de electricitate. De ce n-a fost lumină? Inspectare prezidențială a reparațiilor din Bender. Despre problemele Nistreniei la Moscova. Bine v-am găsit! E ora știrilor în emisia primului post nistrean de televiziune. Noi continuăm să vă aducem la cunoștință principalele evenimente din Republică. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea? Urmărim chiar acum. În ajun în toată Nistrenia au fost întreruperi de lumină. Energie electrică n-a fost în Moldova și Ucraina. Presa moldovenească scria că n-a funcționat linia Vulcănești-Sacea. Aceasta este ramura prin care Moldova primește energie electrică din România. Lumina în Nistrenia a fost curând restabilită. Ministrul dezvoltării economice, Sergiu Obolonic, a explicat de ce au fost întreruperi în ajun. 16:40 произошли. La ora 16:40 au avut loc evenimente tehnogene pe linia de la Vulcănești. Prin nodul centralei electrice moldovenești a fost oprită furnizarea de energie electrică. Aceasta este energia care era în tranzit către Moldova și o parte mergea în Ucraina. Sistemul nostru energetic a fost destabilizat, frecvențele au scăzut brusc. Din această cauză a funcționat protecția la stațiile din toată Republica. Raionul Grigoriopol a simțit-o cel mai bine. S-a stins lumina în Dniestrovsk și în unele raioane ale Tiraspolului, Râbnici, Benderului. Din cauza întreruperilor de lumină au fost oprite cazangeriile. Unele din ele au fost pornite manual. Apropo, Nistrenia, Moldova și Ucraina sunt conectate într-un sistem energetic unic, din timpul sovietic. De aceea, dacă vor fi probleme pe careva linii, vor simți acest lucru toți. Specificul sistemului este de așa natură. Ne asigurăm cu energie electrică la capacitățile noastre de generare. Dar calitatea și frecvențele depind foarte mult de vecini. În caz de destabilizare gravă, când frecvențele vor scădea, acest lucru nu va fi legat de volumul de generare, ci de stabilitatea sistemului. Va trebui să fie stabilizat prin măsuri tehnice, deoarece acum această întrebare este de natură deschisă. La noi toate liniile de comunicare cu Moldova, Ucraina sunt incluse, de aceea suntem complet dependenți de sistemul stabil în aceste țări. Și, desigur, protecțiile se pot include și la centrala electrică moldovenească. Acum nu vorbim despre careva de conectări. Ținând cont de ceea ce s-a întâmplat în general în sistemul energetic din Ucraina, Moldova, noi am trecut prin aceasta foarte bine. 90% din consumatori au fost alimentați timp de jumătate de oră. Automatizarea a lucrat normal. Ministerul Dezvoltării Economice continuă să monitorizeze situația. În Bender continuă reparațiile pe cheiul râului și pe strada Creangă. În ajun, prezidentul a inspectat locul, a verificat cum lucrează constructorii și a vorbit cu trecătorii. Pergole, rotunde, cărări, cheiul râului Nistru în curând va arăta altfel. Aici continuă reparațiile. Șeful Benderului demonstrează balustradele, o parte din viitoarea rotundă. Unele similare pot apărea și la biroul de înregistrare a actelor de stare civilă din Bender, spune prezidentul. Balustradele arată solemn. În apropierea biroului de înregistrare poate fi făcut un marș din balustrade, din aceleași plăci albe, să fie un element de legătură. Acum designerii lucrează cu arhitecții pentru a face acest spațiu mai confortabil. Vin mulți oameni în vârstă și oameni cu copii să le fie tuturor comod. Acum acolo sunt multe scări. Iar aceasta este strada Creangă din Bender. Aici repară drumul, dar mai întâi au înlocuit țevile. Drumul va fi asfaltat, folosesc ciment local. Iar în așa mod e posibilă repararea drumurilor acolo unde încărcătura e mai mică. Putem măcina drumul secundar cu freza. Se presează, se instalează plăci și se va putea merge pe aceste drumuri. Costul va fi maximum de 600 de ruble pentru metru pătrat. Aceasta este o variantă ideală pentru asemenea drumuri. Pe asemenea strat se poate merge fără griji, iar deasupra poate fi orice acoperire. Pe parcurs și întrebări de la trecători, prezidentul răspunde la ele. Здесь будут тротуар делать с нашей стороны? Да. Будут, да? Noul drum pe Creangă va fi pentru vreo 10-15 ani. Toate lucrările planifică să fie finalizate până la începutul iernii. Pe cheiul râului lucrările vor fi continuate și în anul viitor.
Делегация Советului Суприем în frunte cu спикерul Alexandru Korșunov s-a deplasat la Moscova. Au avut o întâlnire cu președintele Partidului Sprevedliva Rasia Sergei Mironov. Au vorbit despre situația în Istrenia. С 1 ноября Молдова ограничила... Din luna noiembrie, Moldova a redus volumul livrării gazului în Istrenia. A făcut acest lucru fără consultare cu cineva, nici cu partea rusă, nici cu noi. Ei au decis din cele 3,9 milioane de cubi de gaz în zi necesari pentru Istrenia în cadrul contractului să ne livreze numai 2,3. Gazul în primul rând pentru oameni, întreprinderile mari, uzina metalurgică moldovenească, combinatul de ciment, uzina de cărămidă, Tirotex, staționează. Speakerul Korșunov spune că Istrenia se află în pragul unei catastrofe umanitare. În Rusia problema a fost auzită. Sergei Mironov pregătește o adresare către președintele Putin și președintele guvernului Mișustin. Delegația din Tiraspol a avut o întrevedere și în Consiliul Federației. Tema a fost aceeași, blocada Istreniei. Centrul sportiv de reabilitare din capitală a fost construit timp de 3 ani. A fost deschis în 2020 datorită Fondului Investiții Capitale. Recent, Comisia Publică a inspectat acest obiect. A controlat cum trăiește centrul la moment. S-ar părea că a fost prevăzut totul. Primul etaj este pentru invalizii în cărucioare. Aici este sală sportivă, de trenajoare, pentru joc de dame și șah. Alături, not sanitar și sauna. La etajul 2, clasa de computere și biblioteca pentru persoanele cu probleme de văz. Totul e nou, numai că într-un colț e mucigai și cade tencuiala. Ating cu mâna și ea e umedă. Aici se observă urme de umiditate. Clar că așa n-ar trebui să fie. Este, конечно. Bineînțeles, sunt unele neajunsuri, îndată nu pot fi depistate, doar în procesul de exploatare. A început a curge tavanul, însă antreprenorul a venit și a înlăturat neajunsurile. Cu regret, acest lucru a fost nu o singură dată. Timp de un an și jumătate, de 4-5 ori au fost constructorii, mai ales atunci când cad precipitații. Membrii Forumului Popular Atotnistrean au fixat neajunsurile pentru a realiza o expertiză tehnică în acest centru. E nevoie să stabilim nivelul deteriorării acoperișului și cât mai rapid să atragem organizația antreprenor în cadrul obligațiunilor de garanție să repare acoperișul. Trebuie să facă acest lucru din propriul cont, nu al statului. Iar aceasta este școala numărul 2 de corecție pentru copii cu probleme ale aparatului locomotor. Blocul nou e construit 3 ani în urmă. Aici au controlat toate clasele, ascensorul, ospătăria. În sala sportivă sunt probleme cu ventilarea. În pod, la fel, au fost găsite neajunsuri. Tencuiala cade, se vede armatura. Смотрите, новый начинает строиться, все это, но очень некачественно. Despre toate încălcările îi vor raporta prezidentului. Obiectul se află la garanție. Zorile Istrene. În ajun aici au întâlnit oamenii veniți la odihnă. Primul schimb al sezonului de toamnă. Veterani, persoane cu dizabilități din grupul 1 și 2. Câteva săptămâni în urmă a fost finalizată reconstrucția sanatoriului. A fost înlocuit echipamentul în ospătărie, pusă în funcțiune fântâna cu apă minerală, a fost restaurată piscina în aer liber, au fost unite 3 clădiri. У нас два спальных корпуса, лесные тропы. Avem 2 clădiri de dormit. Acolo au fost făcute reparații cosmetice în fiecare odaie înainte de schimb. Ne străduim oaspeților noștri să le placă totul. Înainte de a intra în odăi, fiecărui oaspete i-a fost măsurată tensiunea și fiecare a primit lista de proceduri de asanare pentru 2 săptămâni. Băi medicale, hidromasaj, electroforeză și multe altele. La noi a apărut un nou tip de tratament, în odaie de sare. El este foarte solicitat. Metoda dată este prescrisă persoanelor ce suferă de boli respiratorii cronice. În plus, încă un efect este imunostimulant. Metoda e foarte folositoare pentru cei care au suferit de COVID. În decembrie, Zorile Istrene așteaptă deja al doilea schimb. Centrala electrică din Dnestrovsk, în excursie, au venit viitorii pompieri și salvatori de la Tehnicumul Politehnic din orașul Slobozia. Mai întâi de toate, instructare la tehnica securității, apoi începe excursia.
Примулок, визитат, инема статией. Секция де машин. Аич сын ситуати блокурили энергетичи, кари фабрика электричитати. Астази активяза нумай унул дин еле. Централа электрика лукряза ла момент ла минимум. Молдова ливряза де доуэр май путин газ, декат е нечесар нестрени ей. Ангажати де аич ли демонстряза тинерилор, кари комбустибил май пати фи фолосит на фары де газ. Также станция есть резервный вид топлива. Лафил статия аре комбустибил де резерве. Дин партия дряпта авем ун депозит ку карбуне. Галерия часта сервеште пентру алиментаря ку комбустибил а статией. Резерва де карбуне ла Централа Электрика дин Днестровск ва ажунче пентру 2-3-5 луни. Виторилор помпиер ши салватор ле-au демонстрат кум активяза тоате системеле ин каз де инчендиу. Тут все прям огромное. Тотул аич е де пропорции. Машини мари, мултутилаж. Мы импресионяза тотул. Экскурсия есть реализата ин кадрул декаде тинеретului. Кяр ши ин тимпул ситуацией де урженца ла Централа Электрика аиче ведя. Grădina zoologică de contact din capitală economisesc lumina și căldura. Aici ne-au povestit cum trăiesc animalele în timpul stării de urgență. Noaptea periodic deconectăm, câte 3 ore ziua. Noaptea includem și în așa mod periodic facem deconectările. Animalele au nevoie de o temperatură de 32 de grade. Nu ne reușește să asigurăm o asemenea temperatură. Am instalat becuri economice. Șarpii cad în hibernare pentru o perioadă de 2 luni. Alte animale din grădina zoologică se pregătesc de iernat. Ele își schimbă culoarea blânii, își încălzesc căsuțele. Mai puțină lumină și căldură le revine și suricatelor. Lampa specială acum lucrează doar câte 3-4 ore în zi. Aricii în această perioadă dorm mult, la fel ca și șinșila. Multor animale le e destulă și blănița lor caldă. Ziua de naștere a orașului Râbnița. La 21 noiembrie, orașul va împlini 394 de ani. Aceasta va fi luni, iar marcarea aniversării va începe duminică. Pe piața centrală, la ora 10 dimineața, va lua start sărbătoarea populară și iarmaroacele. Vor fi organizate curți naționale, zone foto, vor fi ore de masterclass, competiții sportive. La ora 14, în Palatul de Cultură, vor fi înmânate decorații de stat. De la ora 6 seara, va avea loc un concert de zile mari și discoteca. Foc de artificii în anul curent nu va fi. Luni, de la ora 9 dimineață, în Catedrala Sfântului Arhanghel Mihail va fi oficiată liturghia. La ora 11, pe piață, în mod solemn, vor fi arborate drapelurile. În continuare, ceremonia depunerii florilor la placa comemorativă inaugurată în cinstea generalului Cvetkov și la Memorialul Gloriei Militare. De la 18 până la 22 noiembrie, în Pinacotecă, va fi desfășurată expoziția de lucrări ale tinerilor fotografi. Iar acum despre sport, Amoliga. Deznodământul e deja vineri. Avangard TV Remeneș a aflat adversarul în lupta pentru bronz. A decis o confruntare dintre Volta și Geotermal. Geotermal a început cu 2 goluri marcate, dar 2 goluri în soca încă nu înseamnă garanția victoriei. Volta a demonstrat acest lucru încă o dată și cu 2 minute înainte de sfârșitul meciului pe tablou 2-2. Petru Stânga a pus capăt în această serie, Geotermal în finală. Au rămas 2 meciuri, Geotermal și Victoria vor decide vineri cine va lua cupa și medaliile de aur. Iar pentru bronz vor juca echipele Avangard și Volta. Mai multe intrigi în Amoliga deja nu vor fi. Dinamis, Tiraspol, Arsenal și KPK s-au determinat cu locurile sale în acest sezon. Tiraspol a învins echipa KBK și a ocupat locul 6. Dinamis și Arsenal au decis între ei dacă leii negre vor ocupa locul 5. Echipa roșu-negru a terminat sezonul cu notă pozitivă. Cu toate acestea, echipa cu greu va uita principala înfrângerea sezonului, plecarea în sfertul de finală din cauza lui Avangard TV Remene, unica echipă nistreană care încă luptă pentru medaliile Amoliga. Mai multe despre aceste și alte noutăți aflați în ediția de seară Cab și pe rețelele noastre sociale. Cele bune în continuare și doar noutăți plăcute. La revedere!